Bine ați venit la un nou video în care vom discuta despre subiectul imobiliare. După cum ați văzut și în titlu, vă dați seama despre ce e vorba. Vreau să-i felicit până una alta pe cei de la Recorder pentru ceea ce fac ei de obicei. Asta nu înseamnă că sunt 100% de acord cu ce fac ei acolo pe canalul lor și așa mai departe, însă sunt o grămadă de lucruri importante pe care ni le scoate în evidență și pentru asta le mulțumesc prin această modalitate. Bun, după cum am vorbit și în secțiunea de membri despre imobiliare, vreau să zic și acum două, trei lucrușoare. Și anume, am întâlnit notar care, să zic, mi-a prezentat realitatea un pic eronată, subliniind ca și cum ar fi în interesul meu, deși nu era deloc realitatea în interesul meu. De exemplu, când am fost să semnez achiziția unui imobil, știam că sunt anumite probleme acolo care trebuie rezolvate. Notarul știa că trebuie rezolvate înainte de a semna, deci ele trebuia să fie rezolvate, însă având în vedere că probabil undeva la 90% sau mai mult din procentul celor care construiesc vând prin notarul propriu, ei, așa s-a întâmplat și aici, și ea ca din acest motiv, să zic așa, constrâns de situație, am ales să semnez și să nu mai mi pun în cap, deși mi-am pus până în punctul ăla destul de mult, atât pe vânzători cât și pe notarii respectivi. Am zis ok, mă lipsesc eu de pagubă și semnez ca să pot merge mai înainte, chiar dacă eram în dezavantaj. Care e treaba cu notarii când semnez pentru imobiliare? Păi, am mai zis-o și probabil vă mai zic și alții, nu trebuie să vă zic eu iarăși, dar în cazul în care vreți să auziți, vă mai spun. În momentul în care tu cumperi o locuință, ai dreptul să-ți alegi notarul. Și eu aș zice că ai obligația să-ți alegi notarul, nu neapărat dreptul. De ce zic asta? Pentru că de obicei, acei oameni, acei constructori, acei dezvoltatori imobiliari care îți vând ție o garsonieră sau un apartament, o casă, eu știu ce îți vând ție, o proprietate, de obicei, într-adevăr, acei constructori au înscrise sau au duse la notar, la notarul propriu, să zic așa, au duse toate documentele cu care să poată executa orice vânzare din zona respectivă. Dacă mai trebuie anumite documente, bineînțeles, se prepară rapid și se merge înainte. Asta e partea bună. Partea mai puțin bună este că, deși notarul de obicei știe și cunoaște foarte bine în ce situație este acel dezvoltator, tinde să treacă cu vederea, eu nu zic că minte neapărat, hai să zicem că trece cu vederea anumite lucruri. Și când vine cumpărătorul, se gândește așa, bine, asta e o părere personală, voi trageți concluzii. Eu am trecut prin chestii de genul, după cum am zis, m-am resemnat, să zic așa, în legătură cu paguba respectivă, am zis ok, voi rezolva eu lucrurile astea de acum încolo pe cheltuiala mea, că oricum altfel nu prea se poate după ce ai semnat, pa, când semnezi ca și cum tu îți iei sub responsabilitatea ta tot ce trebuie făcut de atunci înainte, adică dai cu semnătura că totul e ok și de aici încolo te privesc situațiile sau lucrurile care pot apărea. No, nu vreau să intru în detaliile astea, vreau să zic că odată ce dezvoltatorul are documentele la notarul propriu, nu văd cum notarul respectiv nu ar ști situația respectivă, situația cu terenurile respective, situația cu apartamentele respective sau cu dotările apartamentelor. Adică dacă, să zic că acel constructor pune un acoperiș cu o tablă anume, adică foarte ieftină sau printre cele mai ieftine, dar el scrie pe contractul de vânzare, cumpărare sau la evaluare, scrie tablă lintab,
trebuie să-ți ridice un semn de întrebare. Chiar dacă scrie tablă tip Linda, te gândești, a, păi tip, că nu știu. Dar de ce nu scrie tablă tip Bilca? De ce nu scrie? Pentru că e diferență de vreo 2-3 ori la preț. Și atunci zice Linda, cărămidă tip nu știu de care, știi? Și poate că e cu BCA. Asta nici nu ar fi mare lucru până la urmă, dacă e să o luăm așa. Ideea este în felul următor. Degeaba îmi pune mie cărămidă cu găuri, dacă el în loc să-mi pună cărămidă de 30 sau cu peretele de 30 sau de 40, el îmi pune peretele de 20 de centimetri și aud inclusiv sfărăiala vecinului. Dar astea sunt alte detalii despre care o să vorbim cu altă ocazie. Vreau să zic că începând cu această, să zic, răscoală din punct de vedere imobiliar, care este acum cel puțin în spațiu online, nu știu dacă o să prindă amploare și o să, să zic, să se extindă și la televiziuni. Chiar sunt curios dacă o să se extindă la televiziuni, dar cred că dacă era să se extindă, deja trebuia să apară aici, acolo, niște reportaje. Îți curios dacă apar și la televiziuni. Nu contează până la urmă, o grămadă de tineri îs online, îs pe YouTube, îs pe TikTok, au auzit povestea celor care aparent au luat țeapă, nu știu dacă au luat sau n-au luat, nu am de unde să știu exact lucrurile cum s-au întâmplat, de asta nici nu-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala. Aș vrea să zic doar din experiența proprie ce mi s-a întâmplat și experiența avută cu notarul personal, deși notarul personal pe care mi l-a recomandat, să zic așa, sau chiar băgat pe gât, aș putea zice, vânzătorul de la care am cumpărat eu apartament. De ce zic asta? Pentru că până în momentul în care am plătit acel avans și am făcut antecontractul, care, atenție, antecontractul nu este contract de vânzare-cumpărare. Antecontractul este doar o promisiune. Promit că o să-ți dau. Dacă nu o să-ți dau, tu mă dai în judecată și poate îți dau bani înapoi. Poate. Dar nici în asta nu vreau să mă bag prea adânc. Ideea e că până să semnăm antecontractul, vânzătorul a fost de acord cu absolut orice am propus. A fost de acord cu absolut orice. Cred că dacă îi ziceam, tu mă la lucru săptămâna asta cu mașina ta, cred că mă ducea la lucru săptămâna respectivă cu mașina lui în fiecare zi și așa mai departe. Deci orice îi ziceam, da, sigur, sigur, facem, dregem, va. În momentul în care s-a văzut cu avansul în cont, au început problemele. Bine, acum nu trebuie să exagerez, că nu chiar atunci, dar după ce s-a văzut cu avansul, când am început noi să venim, băi nene, era vorba că ne dai apartamentul. Ce se întâmplă, doctore? Ca pe cât să vezi, că nu știu ce, și atunci au început necazurile mele, să zic așa. Necazuri că nu mi s-a răspuns la telefon, nu mi s-a răspuns la întrebări, dacă până în momentul în care eu am dat avansul, dacă până atunci mi se răspundea ori la ce apel, ori la ce întrebare, și de obicei mi se răspundea pozitiv la orice apel și întrebare, de la avans încolo, ori nu mi se răspundea efectiv la telefon, ori când mi se răspundea, de obicei mi se spunea că ce-i cu atâta grabă, că contractul, deci oricum nu era un contract, era doar o promisiune, dar în contract scrie așa, în contract scrie așa, dar nu era contract, era o promisiune, efectiv. În fine. Ideea este cam așa. Eu, cum am zis, înainte de a semna promisiunea respectivă, am vrut să mergem la un notar anume și să întocmim toate documentele. Mergem, facem, cum să nu? Și mi s-a spus, totuși, contractul facem unde vreți voi, dar haideți promisiunea să o facem aici la notarul nostru, că noi avem aici documentele, că nu știu ce. A zis, până la urmă, da, putem face și compromisul ăsta. Și m-am dus și am semnat promisiunea respectivă, inclusiv avansul respectiv, desigur, dându-l la notarul pe care mi l-a băgat pe gât, că nu pot să zic că pe care mi l-a recomandat, că nu a fost recomandare, pur și simplu a zis, bă, ăsta e notarul nostru, hai că nu știu ce, bla bla bla, și după ce s-a văzut cu avansul, deja
nici nu am mai intrat în discuție să mergem și să semnăm contractul de vânzare-cumpărare, adică contractul final, cum se mai numește, să mergem la notar. Inclusiv era o sumă de bani pe care, că nu, după aia tot a început, că trebuie mai mulți bani, că de fapt să vezi că noi nu ieșim bine așa, că ne trebuie, că nu e ok așa, că trebuie să ne mai dați bani, să ne mai dați bani, să mărim prețul, că dacă nu întârziem cu contractul final și că bla bla. Știi, erau constrângeri astea, după ce s-au văzut cu avansul, erau constrângeri să mi se ceară un preț mai mare pe apartament. Atenție, eu vorbesc de o situație personală, nu vorbesc despre proiecturile Nordis sau așa ceva. Deci nu vorbim despre asta, vorbesc despre o situație personală care mi s-a întâmplat cu alt constructor de aici, din zona Cluj. Bun. Și până la urmă, după câteva luni de povești, am venit în România, că eram plecat, am venit în România și punând presiuni și asumându-mi, să zic așa, o mărire de preț, adică nu, am negociat o mărire de preț, că ia uite aici a fost un accident, nu știu ce s-o fi întâmplat, a intrat ăsta cu golful în ceva. Deci noi am negociat odată prețul apartamentului, după care am mai negociat odată o mărire. Am vrut să mă duc pe bandă 1, dar nu o să mă duc pentru că oprește troleul mai în față și nu are rost să mă duc pe bandă 1. Și uite, așa s-a întâmplat ca proiectul să fie, sau contractul nostru și mutarea noastră să fie amânate cu doar câteva luni. Și nu zic neapărat ironic doar câteva luni, pentru că într-adevăr sunt oameni, după cum am văzut și la recorder, sunt oameni care așteaptă ani de zile și aproape că pot spune că așteptarea a fost în zadar. Așa că nu vorbesc neapărat ironic când zic că lucrurile noastre sau mutatul nostru în apartamentul respectiv s-a întâmplat după câteva luni. Dar e foarte important ce treci atât în antecontractul, adică în promisiune, cât și în contract. Este foarte important lucrul ăsta, ce scrie acolo, să scrie băbește și să scrie discuția pe care ați avut-o, de exemplu la antecontract, la promisiunea, să se scrie discuția pe care ați avut-o, deoarece la noi scria anumite detalii despre discuția pe care am avut-o, însă din cauza că nu scria exact cuvintele respective, adică niște cuvinte anume, pentru că nu scria exact, ca la proști, scuzați-mi expresia, din cauza aia se putea interpreta și din cauza aia ni s-a solicitat nouă o sumă suplimentare, că noi n-aveam cum să dovedim că, de fapt, care a fost înțelegerea noastră. Din contract, din promisiune, se înțelegea, dar dacă vrei să înțelegi altceva, puteai să înțelegi și altceva. Și și-o dat seama ulterior că ei puteau obține un preț mai mare pe apartamentul respectiv și la mulți constructori, inclusiv la ăsta pe care nu vreau să-l menționez eu, se întâmplă cam așa, se ia avansuri de la anumiți oameni, se construiește blocul, după care se dă bani înapoi la fraier și se vând apartamentele pe prețuri mult mai mari sau, dacă cumva se poate, se vând apartamentele, hai să lăsăm pe ăsta, că așa e normal, se vând apartamentele acelor oameni care au dat avans, însă se trage în așa fel încât să se obțină un preț mai mare decât cel negociat, decât cel pe care trebuia să-l plătească cel care a plătit avans. Deci lucrurile astea ce au fost publicate de cei de la Recorder se întâmplă la scară extrem de mare, se întâmplă. Foarte mulți vânzători de locuințe profită că oamenii sunt nevoiți să-și cumpere și nu neapărat că sunt nevoiți, ci că nici nu cunosc exact legislația foarte mult, nu se interesează după avocați, să-și ia un avocat să-i citească clauzele din contract, să le explice mai degrabă. Și uite, așa te poți alege, să zic așa, cu o țeapă. Noi n-a luat țeapă.
dar într-adevăr, nu recomand nimănui să-și cumpere locuința personală la un stadiu de proiect, adică să dea avans pentru locuința personală. Acum, că vrei tu să riști niște bani pentru investiția asta, e altceva, dar să-ți riști banii pentru a-ți cumpăra locuința personală și aia să nu se mai execute sau să nu mai primești, mi se pare prea mult. No, nu vreau să mă mai lungesc cu videoclipul ăsta. Îmi pare rău dacă într-adevăr povestea Nordis este adevărată, îmi pare rău pentru, am înțeles, sute de oameni care au rămas fără proprietățile respective. Hai, dă-i. Și nu e plăcut. Dar uite, așa ne putem învăța încet să nu mai cumpărăm cu avans mare, adică eu recomand avansul minim de fiecare dată, cât se poate de minim dacă dai avans, pentru că un constructor serios trebuie să aibă bani de construire. Un constructor serios trebuie să aibă bani pentru toată clădirea, nu să construiască pe banii oamenilor, în primul rând. În al doilea rând, dacă construiești pe banul omului, măcar dă-i ce are... Dă-i dreptul, dă-i proprietatea, nu îți bate joc. Dar eu personal n-aș cumpăra locuință personală pentru, adică să dau un avans mare pentru o promisiune că la un moment dat vom construi pe terenul ăsta. Știu că sunt mulți care fac lucrul ăsta, sunt care și-au cumpărat promisiuni, dar și în Mărăști, aici în Cluj, sunt vreo două blocuri parcă cumpărate exact pe tema asta. Plătești un avans de nu știu cât și îți voi da un apartament aici. Și au fost mulți oameni care au cumpărat, 3-4 familii care au cumpărat un apartament, dar fără să-și dea seama. Tot așa, promisiuni de alea. Și promisiunile alea nu se pot înregistra nicăieri. Deci dacă proiectul nu-i făcut, dacă nu-i ridicat, fundație și așa mai departe, n-ai ce să înregistrezi, unde să înregistrezi, n-ai. Nu merge. Și nu poți să... decât maxim să recuperezi bani. Dar mai e o chestie. Tu dacă să zic că s-o construit anul ăsta sau s-o construit acum 5 ani sau 10 ani, tu degeaba îți recuperezi acum avansul respectiv. Pentru că dacă au trecut 5 ani de zile, nu zic mai mult, au trecut 5 ani de atunci, tu îți recuperezi banii, dar cu banii aia nu mai faci nimic. Acum, într-adevăr, dacă e vorba de o sumă mai mare, intrăm aici la Iulius. Dacă e vorba de o sumă mai mare, no, nu-i ca și când n-ar fi deloc. Dar totuși, banul ăla nu mai are aceeași valoare. Asta e clar. Nu mai are aceeași valoare. Cu ocazia asta o să vă arăt și unde parchez eu când vin la Iulius și găsesc loc liber de fiecare dată. Da, nu cred că ajunge până acolo, că n-aș vrea să mă lungesc, deja am o grămadă de minute, am vrut să fac un video scurt. Am vorbit și eu, sunt mulți care vorbesc despre imobiliare, despre problemele din sectorul imobiliar. Am sunat, de exemplu, am găsit un anunț. Eu mă mai uit așa după garsoniere, după apartamente, deoarece mă mai interesează. Nu dau detalii oficiale și așa mai departe, dar mă mai interesează anumite lucruri. Și văd un anunț pe net, apartament se construiește aici în apropiere de Cluj. Scrie vreo 1050 de euro parcă metru pătrat. Deci e vorba de proiect care acum se construiește, nu e făcut și așa mai departe. Deci cum ar veni, nici măcar la roșu nu poți să-și că-l vinde. Doamne dragă, nu știu ce faci, dar nu faci bine, asta e clar. Vezi că dai pe sela și l-ai, cred că l-ai prins deja. În fine, și 1050 de euro metru pătrat la construire și 1700 de euro parcarea. Bineînțeles că n-ai cum să iei la banii aia. N-ai cum în apropiere de Cluj. Nu există. Eu știam că nu există. Aici locul meu unde parchez de obicei și de obicei găsesc loc liber de parcare. Ia să văd dacă găsesc și acum. Acum nu găsesc pentru că suntem mai mulți. Ați venit și voi cu mine și de aia nu găsesc. Nu-i problem. Ia mă bag aici în spatele astea. Așadar, sunt totuși, să văd. Și ghiși ce? Îmi zice că e 1400 de euro metru pătrat și
Parcarea este 5.000, e 3.500. Nu știu dacă mă vedeți, dar dacă mă vedeți, vă mulțumesc pentru vizionare. Se întâmplă o grămadă de bălării în imobiliare și nu numai, așa că aveți grijă. Vă salut, o zi frumoasă. Ne vedem și ne auzim cu bine. Ciao.